Cicer că face foarte bine o diagonală ce ajunge la Florin Pop. Predescu. Vine, șutul vine direct, centrarea și un gol cu capul înscris de undeva de la 11 metri al lui Marius Curtuiuș. Centrare excelentă a lui Predescu și o lovitură de cap excelent plasată de Marius Curtuiuș. Restabilesc egalitatea bistrițenii. Gafă în apărarea celor de la Luceafărul. Cu toată opoziția lui Samuilă, mingea a poposit în plasă. Lovitură de cap foarte bine plasată departe, departe. Se află undeva pe la 11 metri. Însă a știut să trimită mingea exact.